Subiectul eventuală interzicere a Partidului Șor a fost discutat la emisiunea Puls cu Ludmila Belcencova de la postul de televiziune Orizont. Fostul ministru al Justiției, Stanislav Pavlovski, s-a referit la mecanismele și motivele care ar putea sta la baza interzicerii partidelor politice în cazul statelor membre ale Consiliului Europei. Iar politologii Anatol Țăranu, Zurab Todoaș și Dumitru Ciubașenco au menționat ce efecte ar putea avea pentru țara noastră un asemenea precedent. Potrivit fostul ministru al Justiției și fostul judecător al CEDO, Stanislav Pavlovski, în calitate de stat membru al Consiliului Europei, Moldova trebuie să se conformeze în mod clar regulilor acestui for și ale Comisiei de la Veneția, care explică foarte clar mecanismul și motivele de interzicere a partidelor politice. După cum a precizat Pavlovski, Partidul Șor nu se încadrează în aceste criterii de interzicere. Noi являемся, кроме всего прочего, членами Совета Европы. Da. Moldova este membra Consiliului Europei, iar Consiliul Europei are Comisia de la Veneția, care a elaborat un regulament privind interzicerea partidelor politice. Și în acest ghid este foarte clar explicat, punct cu punct, care sunt motivele pentru interzicerea partidelor politice. Este menționat că un partid nu poate fi interzis pentru acțiuni comise de membrii săi, care nu decurg din statutul său, adică pentru acțiuni care nu au fost sancționate de partid ca unitate politică. Pavlovski a subliniat că dacă membrii partidului comit acțiuni ilegale, în Moldova există un cod penal și un cod al contravențiilor administrative pentru asta. În plus, juristul a remarcat că Moldova face parte din APCE, organizație care a adoptat și o rezoluție care prevede că un partid nu poate fi tras la răspundere pentru membrii săi, ale căror acțiuni nu decurg din statutul său și nu sunt sancționate de partid. În acest caz, în privința Partidului Șor, statul are obligația de a dovedi că acțiunile imputate acestui partid au fost comise în baza statutului și programului acestuia sau în baza altor decizii luate de partid ca organism unitar. La rândul său, jurnalistul Dumitru Ciubașenco a menționat că obsesia Maesandu de a lupta împotriva lui Ilan Șor și Partidului Șor arată slăbiciunea președintelui. Șorofobia vlastii și lichna prezidenta Maesandu. O astfel de șorofobie din partea guvernării și personal al președintelui Maia Sandu arată tocmai slăbiciunea sa. Aceasta este opinia mea. Slăbiciunea personală a Maiei Sandu, această obsesie a ei de a lupta personal împotriva lui Șor, de a face presiune asupra tuturor structurilor de forță, de a retrage din alegeri candidații Partidului Șor, așa cum s-a întâmplat la Bălți și se poate întâmpla acum în Găgăuzia. Toate acestea vorbesc nu despre putere, ci despre slăbiciune. În același timp, Ciubașenco a declarat că dacă Curtea Constituțională va decide interzicerea Partidului Șor, acest lucru va crea un precedent și, în acest mod, procesul de integrare europeană va fi însoțit în Moldova de interzicerea partidelor politice. La rândul său, fostul deputat și politolog Zurab Todoa a declarat că partidul de guvernământ are de câștigat de pe urma interzicerii Partidului Șor, deoarece PAS nu poate face față formațiunii politice a lui Ilan Șor într-o luptă deschisă. Da. Nu poate власть справиться с этой партией иными способами. В открытом политическом бою. Puterea nu poate face față acestui partid prin alte mijloace. Într-o luptă politică deschisă la aceleași alegeri ale primarului de Bălți sau ale bașcanului Găgăuziei, ei nu pot să-și promoveze candidatul și să atingă scopurile pe care își le doresc. Ei sunt nevoiți să recurgă la astfel de metode, așa cum cred ei că este necesar. Zurab Todoa a adăugat că aceasta este genul de istorie ce nu face bine pentru imaginea conducerii țării, pentru că Partidul Șor are alegătorii săi. Susținătorii săi și sloganurile pe care le prezintă atrag oamenii. Un alt invitat al emisiunii, analistul politic Anatol Țăranu, este de acord că dacă Partidul Șor va fi interzis, asta nu va mirosi foarte bine din punct de vedere politic. Nu, я бы предпочел, чтобы наша политическая жизнь обошлась без этого казуса. Aș prefera ca țara noastră să evite acest caz politic. Într-adevăr, această istorie nu miroase foarte bine. Amintim că ieri la Curtea Constituțională a avut loc prima audiere a cererii guvernului de a declara neconstituțional Partidul Șor. Până la ora redactării acestei știri, serviciile de presă ale Curții Constituționale, PAS, administrației prezidențiale și guvernului nu au comentat declarațiile participanților la emisiune.